Virgil Popescu, despre care spune că a promis că după liberalizarea pieței prețurile la energie vor scădea, însă acest lucru nu a avut loc. PSD a dat de altfel vina pe liberali că sunt artizanii acestei crize din energie, iar drept răspuns Florin Câțu le-a transmis socialdemocraților să treacă înapoi în opoziție. Colega mea Gabriela Mihai ne aduce chiar acum în direct ultimele detalii despre acest conflict din coaliție. Gabi, bine te-am găsit, te rog. Am găsit. Replica socialdemocratului Marcel Ciolacu a fost una cât se poate de tăioasă. Acesta a spus că declarațiile politice și încercările de a muta discuțiile și atenția în altă zonă îl lasă total rece și nu îl interesează. Mai mult decât atât, spunea Marcel Ciolacu că în aceste momente ar trebui să se renunțe la aceste declarații politice și la fandoseli, pentru că românii sunt interesați în primul rând de problemele cauzate de pandemie, dar și de problemele cu care se confruntă în aceste momente România în privința crizei energetice majore. Referitor la ministrul energiei Virgil Popescu, Marcel Ciolacu și-a arătat nemulțumirea vis-a-vis de modul în care a gestionat acesta criza energetică și mai mult decât atât spunea liderul social-democrat Marcel Ciolacu că totuși va aștepta ca premierul să vină cu o evaluare a miniștrilor, iar dacă va dori să îl dea afară din guvern, atunci se va discuta și la nivelul coaliției. Haideți să urmărim și declarațiile făcute de președintele PNL, Florin Cățu. Unde președintele PNL, Florin Cățu, face declarații, le ascultăm și noi. A fost spus foarte clar că nu se va mai ataca, nu va fi niciun atac împotriva niciunei membru al Partidului Național Liberal din partea Partidului Social Democrat. Deci dați-mi voie să iau sub formă de rezervă ceea ce spuneți, pentru că eu nu cred că asta își permite cineva din Partidul Social Democrat să atace Partidul Național Liberal. Dar, vă rog. Pot să rezerv un pic, dacă și domnul Cășu susține că nu înțelege de ce dumneavoastră este atât de îngrijorat în condițiile în care este spus să ajunge, citesc, la FMI, lupta împotriva inflației în momentul de față se derulează foarte bine și dobânzile, problema împrumuturilor, dobânzile sunt pe negativ, susține dânsul. Iar domnul Ciolacu a formulat un atac la adresa domnului Virgil Popescu, la adresa prestației pe care acesta a avut-o pe vremea când conducea Ministerul Economiei, critică faptul că postul ministrul la economie nu a pus în practică scheme eficiente de ajutor pentru IMM-uri. Repet, nu am văzut discuțiile. Nu cred că domnul Ciolacu, președinte Partidului Social Democrat, a atacat un ministru al Partidului Național Liberal astăzi, după ce aseară am avut o discuție clară în care am spus că nu atacăm pe nimeni. Referitor la remarcile despre FMI, recesiune, dobânzi, inflație. Aș vrea să vă aduc aminte că nu am pomenit niciodată FMI sau recesiune. Orice economist, orice om care lucrează în piața financiară știe foarte bine că atunci când un ministru menționează FMI sau recesiune, asta înseamnă că deja s-a discutat în ministerul respectiv, s-a discutat deja cu instituții internaționale și despre FMI și despre recesiune. Eu de aceea nu am spus nimic niciodată, pentru că este un semnal îngrijorător din partea unui ministru să menționeze astfel de lucruri în spațiu public. Este o cutumă atunci când deja vorbești de recesiune, de exemplu, în piața financiară, se spune că deja suntem în recesiune. Deci eu vreau să cred, nu am văzut declarație, vreau să cred că nu a fost făcută o declarație de la un minister atât de important și chiar de la ministru care să menționeze cele două lucruri, cele două, instituția FMI și recesiunea. Eu am spus doar că sunt îngrijorat de direcția în care mergem și nu doar eu, și românii. Rata inflației este cu mult peste ținta pe care și-a asumat-o Banca Centrală. Nu o spun eu, o spune Banca Centrală. O inflație de 8,2% la finalul anului trecut, o rata inflației care eu cred că va crește în perioada următoare și s-ar putea să ajungă la 10%, este o rata inflației foarte, foarte mare. În guvernarea pe care am condus-o și în guvernarea dinainte, deci de la guvernarea liberală, eu țin minte că rata inflației nu a fost cea mai mare din Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte că atunci când am preluat guvernarea, rata inflației era cea mai mare din Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte că dobânzile erau mari când am preluat guvernarea, ele au scăzut în guvernare. Mi-aduc aminte că ne-am împrumutat la dobânzi negative de două ori. O performanță pe care am făcut-o înaintea Marii Britanii, de exemplu. O țară cu o istorie financiară foarte mare. Și am reușit să facem acest lucru.
Eu sper și vreau să cred că și acum se poate face așa ceva. E nevoie de ambiție, nevoie de cunoaștere, nevoie de curaj, dar poți să te împrumuți la dobânzi din ce în ce mai mici, poți să te împrumuți la dobânzi negative dacă dai piețelor financiare o perspectivă de încredere. Mesajul meu este unul foarte clar. În momentul în care încep să crească dobânzile, se pare că există o neînțelegere sau crește neîncrederea din partea instituțiilor care te finanțează. Deci eu nu aș lua foarte ușor faptul că inflația este mare în România, că dobânzile au crescut, pentru că o inflație mare, oricât am vrea noi să ne ascundem, înseamnă antrenarea cereri din partea angajaților de salarii mai mari, ceea ce este normal. Vom vedea după aceea o creștere a dobânzilor, pentru că dobânzile real pozitive sunt cele care atrag investiții, nu cele real negative. Și nimeni nu vrea să țină bani sau să investească bani când are un randament negativ. Deci asta înseamnă că și dobânzile s-ar putea să crească și dacă, Doamne ferește, se duc peste 10% ca să fie real pozitive, chiar avem o problemă, pentru că o creștere a dobânzilor înseamnă și o frânare a economiei. De aceea am fost eu îngrijorat, de aceea am văzut că și agenția Fitch este îngrijorată, dar ca să nu mai fie nimeni îngrijorat, trebuie o perspectivă. Trebuie să vedem în ce direcție ducem această economie. Există o perspectivă de scădere a dobânzilor, care este ea? Există o perspectivă de scădere a inflației, care este ea? Și acestea vin, bineînțeles, de la instituțiile statului, ele sunt cele care dau direcția, dar și prin acțiune pe care au aceștia. Dacă, de exemplu, și încă nu au fost publicate datele, dar să știți că dacă, de exemplu, în decembrie deficitul bugetar a crescut cu 2-3 puncte procentuale, când după 11 luni avem un deficit bugetar doar de 4, puțin peste 4%, asta arată că intrăm într-o nouă paradigmă. Într-o paradigmă în care folosim cheltuielile bugetare pentru a crește economia și nu investițiile și nu creșterea veniturilor. Lucrurile se pot face. Am demonstrat după guvernarea de 2017-2019 că poți să reduci taxe și să ai venituri mai mari la buget, poți să, să controlezi cheltuielile sociale, să crești investițiile, să ai creștere economică peste așteptări. Anul trecut vă aduc aminte că la începutul anului era estimată o creștere economică de 4%, terminăm cu mult peste. Veniturile bugetare mai mari cu 20 de miliarde. Deci se poate atunci când vrei, dar și când ai o înțelegere a economiei de piață și a modului în care funcționează economia. Legea propunerii la bază, v-am să vă întrebăm dacă susțineți un amendament care să fie aplicat și pentru luna ianuarie, însă că există o discuție cu Ministerul Justiției și ajuns la concluzia că nu s-a putea face acest lucru? Vedeți, aici ne învârtim în jurul cozii. Eu am spus că putem să... Deci, ideea este următoarea. Avem o lege a plafonului sau legea compensării care mergea până pentru noiembrie, pentru noiembrie și decembrie. Ce facem pentru ianuarie încolo? Dacă este legal, voi susține aplicarea acestei legi și pentru ianuarie. Vom vota orice amendament care este în spiritul și în legea Constituției și litera Constituției. Este nevoie, așa cum susține pentru a se găsi o soluție de reglementare a prețului pe zona de energie din aprilie încolo, pe durata maxim un an? Să știți că eu aici aș vrea să avem o discuție nu doar despre reglementare, pentru că nu rezolvă nicio problemă. Faptul că mergem și reglementăm prețurile revenind la o piață reglementată 6 luni de zile, un an de zile, nu rezolvă problema. Discuția este despre ce facem cu această piață. Cum o dezvoltăm? Am propus și voi pune în continuare să avem un pact transpartidic prin care să ne asigurăm că în 2026 vom avea o securitate energetică a României. Ceea ce înseamnă să ne asigurăm că vom face investiții în acest domeniu, dar ceea ce înseamnă, bineînțeles, să știți că nimeni nu face investiții dacă ai o piață reglementată. Deci lucrurile astea trebuie să le luăm în calcul. Aceste soluții pe termen scurt sunt doar soluții pe termen scurt, ele nu rezolvă problema pe termen lung. Și după ce facem peste 6 luni de zile sau după un an de zile, când piața va trebui să ridicăm aceste reglementări și va trebui să revenim iarăși la piața liberalizată, prețurile sau structura pieței va fi la fel, prețurile vor crește în continuare și vom avea aceeași problemă. Eu sunt adeptul măsurilor serioase a reformei și de aceea, acum cu o coaliție care are 70% în Parlamentul României,
chiar ne putem asuma reforme serioase. Chiar dacă ele, pe termen scurs, ar putea să însemne că nu sunt populare. Dar numai așa poți să faci reforme. Și eu mi-asum o reformă nepopulară dacă ea va avea rezultate bune pentru cetățenii în viitor. Întrebat despre ce se întâmplă în coaliție și despre toate criticile care există, spune așa, haideți să depășim zona de declarații politice și de fandosteri. Sunt fandosteri acum sau problema adevărată? Astfel, declarații trebuie să întrebați pe cel care l-a făcut ce vrea să spună. Eu vă spun că în Partidul Național Liberal ne concentrăm pe lucruri serioase. Le-am promis românilor că nu vom introduce taxe și nu vom introduce taxe. Nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus partenerul internațional atunci când am negociat PNR-ul, aceasta este forma finală. Toată lumea s-a uitat acolo, am fost de acord cu toții. Am semnat o formă finală a PNR-ului și am spus că nu vom reveni asupra lui și atunci când am făcut această coaliție. Am intrat în coaliție că nu vom reveni asupra PNR-ului pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNR-ului. Asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de miliarde de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. PNR-ul a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate și ați văzut și calificativele pe care a primit acest PNR. Nu, Partidul Național Liberal rămâne concentrat pe reforme mari, reforme care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici, pe teme mici, declarații belicoase în spațiul public. Ne interesează reforma pensiilor, toate pensiile să fie trecute pe sistemul de contributivitate și să fie sustenabile, să nu avem probleme în 2030 de plata pensiilor, de exemplu. Ne interesează reforma salarizării. Toate veniturile în sectorul bugetar veniturile să fie legate de performanță. În continuare este un lucru pe care ne interesează. Reforma administrației publice. Iarăși este un lucru important. Și, bineînțeles, România Educată, implementarea acestui program România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială. Avem majoritatea, putem să facem aceste lucruri, reforme importante care să împingă România în viitor. Da, sunt nepopulare pe termen scurt. Dar Partidul Național Liberal niciodată nu a dat înapoi, nu a fugit de responsabilități majore, chiar dacă asta însemna pe termen scurt să nu fim populari. Pentru că știm că sunt bune pentru români pe termen lung. Ne puteți spune o secundă. Ce recomandă totuși pe domnul Boruș pentru acest minister al digitalizării? Și a doua întrebare pe acelea subiect. Dacă ne puteți spune cele două doctorate ale domnului Boruș, le-ați întrebat, dacă toate sunt ok, lucrurile acolo în cele două doctorate? În primul rând, domnul Marcel Boruș este o propunere a colegilor din zona de nord-vest, pentru că în Partidul Național Liberal încercăm ca toate filiale, să arătăm că toate filiale sunt reprezentate în actul guvernamental. Este un om care a fost ministru la fonduri europene. La Ministerul Digitalizării, să știți că în perioada următoare este foarte important să fie cineva care cunoaște aceste mecanisme, pentru că avem de a face cu implementarea PNR, cloud-ul guvernamental, deci trebuie să fie cineva care cunoaște cum să lucreze cu Comisia Europeană. De ce privește studiile... Să știți că Ministerul nu este doar despre digitalizare, este și despre cercetare, dar acesta este o numire politică. Este un manager pe care îl numim astăzi acolo, care va fi asistat de secretar de stat, care știu foarte bine și digitalizare și cercetare. Asta este rolul pe care îl va avea domnul ministru acolo. Ce privește studiile, nu mă pot pronunța, eu nu am analizat. Dacă îmi permiteți că nu v-am prins... ceva timp în urmă, domnul Câciu are indicația de avere, ministru de finanțe, faptul că a încasat bani pentru a promova anumite interese. De două luni de zile este această informație publică. Dumneavoastră, ca președinte al PNL și fost premier, i-aș cerut face explicații de la cine a încasat bani, ce a promovat pentru acei bani și cu ce scump? Nu știu exact la ce vă referiți, nu am văzut declarația de avere. La ce interese, că nu știu la ce vă referiți. Se referă la promovarea intereselor pe gândul firmei Huawei în România sau interesele firmei pentru 5G. Nu am avut această informație, dar știți foarte bine că eu, cât am fost premier, am luat o decizie care a fost, cred că, unică în Europeană, aceea de a nu permite companiilor din spațiul extra-comunitar să participe la licitații pe fonduri europene. Aici vă dați seama că
Eu personal, da, nu aș... aș fi fost reticent, aș fi avut altfel, aș fi văzut lucrurile altfel, dar este o decizie a instituției statului dacă să analizeze, să vadă dacă este un risc undeva sau ceva. Nimeni ce este acolo, cred că este ok. Presupun că este ok. Eu vreau să vă întorc puțin la subiectul legat de tânărele și pensii. Spuneați că nu sunteți de acord cu modificare, pentru că practic pierdem acei bani, dar de curând, ministrul Muncii spunea că este decis să nu se renegocieze Comisia Europeană acest procent de 9,4% pe care trebuie să le puteți anunță pentru pensiile, nu numai beneficiile speciale, și chiar că premierul ar fi de acord cu acest demers. Nu am avut această discuție. Premierul nu mi-a spus că ar fi avut această discuție cu cineva despre PNRR. Negocierea se face prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, nu prin Ministerul Muncii, dacă se face, dar trebuie să știți foarte clar că acest contract pe care îl avem noi cu Uniunea Europeană, prin care noi primim 30 de miliarde de euro, de care un grant de peste 14 miliarde de euro, deci bani pe care nu trebuie să-i returnăm, nu există niciun fel de punct în care să se vorbească despre o renegociere a acestui acord. De aceea spun că orice discuție pe care avem, dacă cineva vrea să inițieze o discuție, trebuie să renegociem tot programul. Oprim, îl luăm de la zero, întârziem un an, doi, ele până în 2026. Deci pierdem 2 ani de zile, poate, și după aceea revenim cu un alt semnat din nou, trebuie aprobat din nou, deci e procedura de la zero. Deci spun că este imposibil. Și nu spun că este, deci că nu vrem toți să facem ceva, adică că este perfect. El este cel, dacă ne uităm la evaluarea pe care a făcut-o Comisia Europeană, a fost printre cele mai bune, dar este unul ambițios. Da, este un program ambițios. Avem acolo puse 3 reforme importante pe care clasa politică din România le-a amânat de 30 de ani de zile. Ele trebuie să fie făcute acum. Reforma pensiilor, reforma salarizării, reforma administrației și implementarea României Educate. Acolo avem niște criterii clare. Vorbim toată ziua în spațiul public de pensii speciale. Ei, uite, în PNRR am avut grijă să punem că toate pensiile trec pe criteriul de contributivitate. Și am mai pus un criteriu acolo foarte important, la care eu țin foarte mult. Trebuie să fie un sistem de pensii sustenabil. Trebuie să eliminăm din spațiu public modul de a crește veniturile și pensiile doar la presiune socială și prin populism sau prin decizii politice. Nu, trebuie să o facem pe criterii clare, transparente și să rămână așa. Am decis odată ceva, fiecare știe în fiecare an cum vor crește pensiile și salariile și așa mai departe. Nu când vine cineva la guvernare, vrea să-și atragă câteva voturi, mai vine și mai crește pensiile, mai crește niște alocații și așa departe. Trecerea pensiilor pe cele speciale, pe sistem de contributivitate, înseamnă un alt sistem de pensii, cum ar veni, total schimbată. Nu este. Toți cei care au venit în România astăzi plătesc contribuții sociale. Da, dar ce spune la toate pensiile speciale? Nu vorba despre salariile din ultimul an, erau vorba și de Să știți că acolo am pus, de exemplu, un alt criteriu foarte important, care nimeni nu cred că poate să spună că nu este un criteriu bun. Pensia nu poate fi mai mare decât salariul. Astăzi avem pensii mai mari decât salariile. Deci, vă spun că va fi o reformă, va fi un moment revoluționar, da, pentru România, dar nu poți să mergi înainte, nu poți să faci salturi în dezvoltarea unei țări dacă nu ți asumi reforme importante. Reforma salarizării, reforma pensiilor, reforma administrației sunt reformele pe care Partidul Național Liberal le susține și toate le putem face fără să creștem taxe și impozite. Vă garantez acest lucru. Domnule Cățu, Partidul Național Liberal a plătit anul trecut aproximativ 20 de milioane de lei pentru promovarea în presă și pentru propagandă. Ne puteți spune, este președintele Partidului din luna septembrie, ce anume a plătit PDL cu acești bani? Ce ați plătit cu acești bani? Toate aceste contracte pe care le facem cu presa, a spus foarte bine, sunt de promovare. De promovare a opiniilor, a ideilor liberale. Și acest lucru se poate face prin televiziuni, prin intermediul dumneavoastră. Sunt contracte pe care sunt... Nu. Nu. Oamenii, deci, sunt promovare. Știți că dacă atât timp cât
legea permite, legislația în vigoare permite ca banii pe care partidele îi primesc de la stat să fie folosiți pentru promovare. Acesta este strategia. Și v-am spus unde problemă. Nu, eu revin la ce am spus. Noi ne promovăm prin a avea oamenii noștri, merg în emisiuni, merg peste tot și vorbesc despre mesajul Partidului Național Liberal. Prezența oamenilor în emisiuni este plătită? Nu. Este un contract de promovare a liberalismului, a Partidului Național Liberal în presă. Este foarte simplu. Dacă faceți un contract cu o societate medie, asta vă întreb. Ce anume prevede acel contract? În mod general, ce trebuie să furnizeze societatea medie în schimb cu bani? Nu știu dacă acele contracte, nu știu dacă sunt poți făcute publice, dacă legislația permite să fie făcute publice, cu siguranță le vom putea face publice. Totul va fi eu făcut pe asta. Și revin la răspunsul meu. Promovăm Partidul Național Liberal? Nu. Promovarea ideilor Partidului Național Liberal în spațiul public. Preluarea mesajelor Partidului Național Liberal în spațiul public. Deci promovarea de un site preia mesajul dumneavoastră, spre exemplu, conferinței de astăzi, contra cost? Nu. Site-urile le preia... Ai promovit cu contractul, deci dați bani atunci. Dacă este nevoie, dacă contractele pot să fie făcute publice, le vom face publice. Nu, v-am întrebat că foarte... Precis. Vă dați seama că nu pot să spun despre un contract care implică două părți să vorbesc doar despre el. Trebuie să fie acordul celor două părți de a avea un contract. Și vă spun la modul general. Promovarea mesajelor Partidului Național Liberal în spațiul public. Da, Florin Cățu, declarații după ce PSD a dat vina pe liberali că sunt artizanii acestei crize din energie. Cățu spune că nu crede că cineva din PSD atacă PNL-ul până la urmă. Pe de altă parte, săgeți din nou din partea lui Florin Cățu către Ministerul Finanțelor, condus de social-democratul Adrian Căciu. Spune domnia sa că este îngrijorat de direcția în care mergem. Citez, și nu doar eu, ci și românii. Rata inflației va crește în perioada următoare și va ajunge la 10% și este foarte mare. Eu nu aș lua foarte ușor faptul că inflația este mare și ne trebuie perspectiva dobânzilor de scăderea inflației și asta vine de la instituțiile statului, a punctat Florin Cîțu. Ne interesează extrem de mult reforma pensiilor și a salarizării, a mai concluzionat președintele PNL. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim și cu alte subiecte. Am revenit la știri și pentru că discutam înainte de publicitate de criza energiei, nu doar românii, ci și instituțiile publice resimt din plin prețurile mari. Centrul de vaccinare din Motru, de exemplu, din județul Gorj, a primit o factură uriașă la gaze. Autoritățile au aflat că trebuie să achite numai puțin de 35.000 de lei pentru lunile noiembrie și decembrie, deși până acum factura lunară nu trecea de 7.000 de lei. Primarul din Motru, Cosmin Morega, ia în calcul închiderea centrului de vaccinare, dar aflăm mai multe detalii chiar de la domnia sa, pentru că se află în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție, domnule primar. Bună ziua și vă mulțumesc. Așadar, cât de greu este să susțineți astfel de cheltuieli din bugetul local și ce s-a întâmplat exact, vă rog? Deci va fi foarte greu în următoarea perioadă, având în vedere că la ora actuală toate locațiile sau toate OAT-urile din țară se confruntă cu această reducere sau, eu știu, cu aceste taxe și impozite locale pe care oamenii nu au posibilitate să și le plătească. Această factură de 35.000 de lei doar pentru gaz este mare. De ce? În lunile trecute sau în anii trecuți, în această perioadă, aceste facturi nu depășeau 5.000-7.000 de lei pe lună. La cele 35.000 de lei pentru gaz se adaugă și facturile cu energie electrică, apă, canal și altele necesare pentru funcționarea centrului, ridicându-se la o sumă de 455.000 de lei, în condițiile în care, pe data de 26, am avut doar 4 persoane care au fost vaccinate cu doza întâi la acest centru. Deci, practic, nu se justifică deschiderea acestui centru. Centrul din Motru a fost unul din cele mai fruntașe, a fost deschis la... Da, dacă ne auzim, domnule primar. Da, acum vă aud, că nu se mai auzea, s-a întrerupt. Da. Până la urmă am făcut tot ce este posibil ca să punem la dispoziția cetățenilor municipiului Motru acest centru să fie funcțional. DSP-ul ne-a comunicat că nu suportă decât 20.000 de lei pe lună pentru plata acestor utilități. Este o sumă destul de mică în comparație cu ce avem noi de plată. Pe lângă aceste sume la utilități,
sunt și plățile salariale ale angajaților care se ridică undeva la 60.000 de lei pe lună. Avem un an de zile de când funcționăm. Am fost și, vă repet, fruntași oarecum dintre toate centrele care sunt deschise în județul Gorj, dar asta este posibilitatea la ora actuală și adevărul. Persoanele nu mai doresc și nu mai sunt interesate pentru a fi vaccinate. V-am spus, sunt 4 persoane cu doza întâi pe data de 26, da. 11 cu a doua și cred eu 13 cu doza a treia. Sunt variante, se poate face această vaccinare la spitalul municipal, la medicii de familie, unde costurile cred eu că ar fi mult mai mici. Deci, practic, ați închis centrul de vaccinare, ați luat această decizie. Nu l-am închis, o iau în calcul închiderea acestui centru, dacă DSP-ul nu va găsi varianta. Da. Nu va găsi varianta ca să ne poată deconta sumele cu care le avem de plată la utilități. Da, mulțumesc mult pentru aceste precizări. Așadar a fost primarul din Motru, Cosmin Morega. Doamnelor și domnilor, iată o situație destul de dificilă acolo legat de centrul de vaccinare pentru care a venit o factură uriașă. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pe Fâneau Jurnal. Incident grav într-un oraș din zona centrală Sica a Ucrainei, unde un soldat și-a împușcat mortal 5 colegi și a rănit grav alți 5, după care a fugit. La scurt timp după aceea, militarul a fost dat în urmărire și prins de poliție. El mai avea în posesie câteva sute de cartușe. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. 5 soldați din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei au murit, iar alți 5 au fost răniți, după ce un camarad a deschis focul asupra lor cu arma din dotare. 3 dintre soldații răniți, printre care și o femeie de 22 de ani, se află acum în stare foarte gravă la spital. Incidentul a avut loc în orașul Dnipro, din zona centrală estică a Ucrainei, la o fabrică de armament. La fața locului a fost trimis un comandant al Gărzii Naționale ucrainene. Un membru al Gărzii Naționale a Ucrainei a tras cu o pușcă de asalt Kalashnikov în gărzile fabricii, apoi a fugit cu arma din dotare. Drept urmare, 5 persoane au fost ucise și alte 5 rănite, a precizat Ministerul de Interne al Ucrainei. Soldatul provine din regiunea Odessa, are 20 de ani și este militar în termen, iar responsabilitatea lui era de a proteja perimetrul fabricii. În urma incidentului, muncitorilor din fabrică nu li s-a permis să mai intre. Potrivit informațiilor preliminare, soldatul ar fi deschis focul imediat după ce și-a primit arma la începutul turei sale. După ce și-a împușcat colegii, el a fugit cu cel puțin 200 de cartușe de Kalashnikov asupra sa. La scurt timp după ce a fugit, poliția l-a prins pe soldatul dezertor, iar autoritățile au promis că vor demara o anchetă pentru a stabili exact cum a trecut de controlele medicale și cum i s-a emis permisul de portarmă. La fabrica la care a avut loc incidentul sunt produse și testate materiale pentru apărare aeriană, precum rachete, dar și produse pentru agricultură. Motivul pentru care soldatul a tras asupra camaraților săi este deocamdată necunoscut. Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni cu Rusia, care are staționați peste 120.000 de soldați la doar câteva sute de kilometri distanță. Jurnalul Prânzului a ajuns la final, doamnelor și domnilor. Urmează datele despre vreme, iar de la fix, colega mea, Laura Chiriac, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii News Pass. Eu sunt Ștefan Bășcuță, vă dau din nou întâlnire la ora 15. Rămâneți pe B1 TV. O zi excelentă să aveți!